Centrare bună de Viere și este 1-0 pentru Concordia. Gol spectaculos marcat de Plamen Krumov. Bulgarul a venit pe colțul scurt, Felgueiras n-a izbutit să se opună și Concordia Chiajna deschide scorul în minutul 13. Primul gol în România pentru Plamen Krumov. Bine normal după ceea ce s-a jucat în acest prim sfert de oră. Concordia nu și-a creat ocazii, dar a avut mai mult minge, a avut inițiativă. De acum încolo Brașovului va fi și mai greu, pentru că echipa din Chiajna are câțiva jucători foarte abili pe contraatac. Chiar dacă astăzi Mamele, care se scoate singur din joc, Di Stefano, intră în careu, șutează pe colțul scurt. Niță este însă atent și reușește să respingă. Gaz Metan Mediaș. Un șut bun, dar un portar care se respectă nu ia gol acolo pe colțul scurt. Corner bătut bine, a venit și a încercat tot pe scurt să rea spre post. Este păcălit de portughez. Nuno Viveiros, centrare și o lovitură de cap ratată a lui Ilioschi. Continuă Di Stefano, mingea însă ieșise. Mingea ieșise, golul marcat este anulat. O lovitură de cap a lui Buga, ratată. Oh, cred că este greșeală mare de arbitraj. Mingea nu pare să fie ieșit după această reluare. Mingea nu pare să fie ieșit departe de a fi ieșit, prieteni. Din acest lucru nu o să avem cum să ne dăm seama. Iată momentul important al acestei reprize. Di Stefano, mingea nu iese, este jumătate de metru în interior. Incredibilă decizie a tușierului Florin Păunescu, pe care îl vedeți cu steagul sus în plan depărtat. Greșeală majoră, greșeală care poate influența rezultatul final și, de ce nu, lupta pentru evitarea retrogradării. Ridici mingea peste zid de acolo. Ilioschi a fost destul de aproape, dar balonul se duce peste bară până la urmă. Mult mai ofensiv, poate și de aici plusul de viteză și de inspirație în jocul Brașovului. Interesantă, cu multe faze. Centrarea lui Buga, mingea este respinsă până la Diaz. Șutul lui Diaz, bară! Bara lui Diaz, Brașovul are și ghinion. Diaz și-a păstrat 2-0 la acel contraatac prin Adi Rocea. N-a dat cu stângul, ci cu dreptul, cu exteriorul Diaz. Domnat atunci prima repriză, a condus cu 1-0, dar Hadnoghi a luat roșu, centrare și este 2-0 pentru Chiajna. Gol marcat de Adi Rocea. Pe flancul stâng, unde a ieșit Velaios, s-a retras Di Stefano. Este offside. Este offside mare, prieteni. Este offside, aș vrea să mai văd o dată reluarea din unghiul precedent. Golul lui Rocea, în opinia mea, vine din poziție de offside. Iată, mult în fața celui care centrează, în opinia mea, o nouă greșeală a lui Vidan. 2-0 pentru Concordia Chiajna și este un meci tot Adrian Vidan. Meci foarte slab pentru Tușier. Ocazie mare și este gol. 2-1, cred că este autogol. N-am văzut exact cine a înscris. Cred că este un autogol marcat de cei de la Concordia. Vom vedea. Hadnaghi în duel cu Guilherme. Greu de spus dacă Hadnaghi a împins mingea în poartă sau a făcut-o fundașul Concordia. Da, este golul lui Hadnaghi, cred că mingea a lovit în genunchi pe Attila Hadnaghi. Este prima reușită în acest sezon pentru Attila Hadnaghi, fostul goalgetter de la Oltul Sfânt. Iordache îl depășește pe Mateiu. Iordache, o pasă excelentă și intervenția lui Felgueiras salvează Brașovul. Ratare mare a lui Dinu. Întors bine pe Diaz, reușește această pasă spre Popa, situație grea pentru brașoveni, așteaptă Rocea, centrarea vine pe colțul lung, trage Dinu, culmea, trage în Alex, faza continuă cu o centrare slabă a celuiași Dinu. Cât ar bun, dar la jocul cu piciorul are dificultăți, nu este prima oară când degajează greșit, excelentă pasă, nu este offside, centrarea lui Popa, din întoarcere șutează Rocea, încă o dată, trage ca din tun, peste bară, șansă importantă de 3-1 pentru Concordia. Este
Acolo în zona laterală se simte însă inconfortabil. Vine centrarea lui Mateiu. O minge respinsă până la Moutinho. Golul egalizator. 2-2. Brașovul egalează în minutul 84. Primul gol în retur pentru Moutinho. Mateiu este certat așa destul de aspru, dar părintește de Șumudică. El a dat centrarea. 2-2, ce execuție izbutește Pedro Moutinho. Al cincilea gol al lui Moutinho în acest sezon, primul în primăvară, direct în vincul. Se oprește șutul portughezului Șumudică, inspirat astăzi la schimbări. Oamenii pe care i-a aruncat în luptă, Hadnagy și Moutinho, izbutesc să înscrie. Îl vede pe Filip. Filip cu stângul în bară. Nu înțeleg de ce nu aleargă, nu era Hadnagy, ci Bruno Madeira. Moutinho alături. Ce final de meci avem aici. Mateiu continuă să avanseze. Mateiu! N-a făcut rău această fază. Încă o pasă excelentă dată de Alex pentru Popa. Popa i-a sărit mingea în momentul în care a vrut să tragă. Șansă mare și pentru Todinu, este complet liber. Rocea primește în poziție regulamentară și Chiajna câștigă meciul în minutul 94. Chiajna repetă povestea de la Ploiești. Dublă izbutită. Le-a disputat. Nu este offside, poziționare complet greșită a lui Maiernic. 3-2 pentru Concordia Chiajna. Eroul echipei se numește Adi Rocea cu această dublă pe care a izbutit-o. Vă spuneam, Concordia are 16 puncte în primăvară și poate aștepta cu încredere.